1 Ioan, capitolul 2, versetul 13. V-am scris, tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău, pentru că sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Nu știu dacă se putea găsi un alt verset care să ilustreze dorința Tatălui nostru din cer pentru fiecare dintre noi. Dorința de a fi biruitori. Integritatea este o stare de normalitate pentru cel creștin, pentru cel credincios. Pentru aceasta am fost creați. Ca să fim integri, este normal să dorim să fim biruitori. Este normal să dorim să-L biruim pe cel rău, să biruim firea, să biruim ispitele. Am fost creați pentru aceasta. Suntem copiii Tatălui nostru din cer. Celor integri, nu știu ce aș putea să le spun. Cred că vă cunoașteți foarte bine lecția, o aplicați, ați învățat. Cred că această întâlnire, această conferință are temei pentru cei care se confruntă cu această stare de religiozitate, cu multe eșecuri, cu compromisuri, cu căderi. Avem nevoie să fim mobilizați și cred că această întâlnire și mesajele de azi vin ca să ridice, vin ca să dea putere, să dea aripi celor care au nevoie să fie ridicați. Mă întreb dacă pot să înțeleg gândurile și sentimentele celor care aveți acum între 12-25 de ani. Mă întreb dacă mai pot să vin cu ani în urmă și să gândesc oare cum gândeam eu atunci, ce simțeam eu atunci, ce nevoie aveam eu atunci, care erau întrebările care mă frământau, ce răspunsuri așteptam. Sigur, este destul de greu să o iei înapoi, însă știu că este cineva care poate să răspundă oricărui tânăr. Știu că este cineva care poate să ajute pe orice credincios ca să poată să spună, am biruit. Am biruit și eu. De ce Iosif și Daniel? De ce acești doi oameni din Vechiul Testament? Pentru că au fost niște tineri care au hotărât să biruiască, pentru că au fost niște tineri care au hotărât să lupte, pentru că au fost la vârsta de 15-17 ani când s-au confruntat cu o stare cu care noi ne confruntăm, cu robia, izolarea, depărtarea de casă, depărtarea de părinți, depărtarea de adunare, depărtarea de biserică și totuși s-au hotărât să biruiască, să-L facă cunoscut pe Dumnezeul părinților lor și pe Dumnezeul lor. Știu, este greu. Este greu să înțelegem de plin. Nu suntem robi ca ei, suntem liberi, dar cred că ne putem confrunta cu anumite stări care se semene cu robia lor fizică. Ieri dimineață aveam vreo 5 pagini cu introducere, cu versete, cu cuprins, cu încheiere teologică, așa după priceperea mea, am luat pe Maria și pe Emanuel, stați aici, cronometru, da, l-am pus, haide să vă spun, trebuie să mă încadrez în 15 minute, după 2 minute, Maria, nedumerită, Emanuel, ce vrei să ne spui, nu înțeleg nimic, oare ce vor tinerii de astăzi, ce vreți voi, ce nevoie aveți voi? Oare vă înțelegem noi cu adevărat, noi cei care am trecut de o anumită vârstă, oare putem să simțim ca voi nevoile voastre? Nu știu, cred că putem să reușim. Cred că putem să intrăm în această stare în care să înțelegem cu toții nevoia fiecăruia. Iosif și Daniel. Iosif vreo 17 ani, Daniel vreo 15 ani, când au fost rupți de casa părintească. Tineri, 15 ani și să fii izolat, 15 ani să fii departe de biserică, departe de cei dragi. Ce durere, cu ce s-au confruntat ei, putem să-i înțelegem pe deplin? Vedem la Iosif un prim lucru. Avea o vârstă la care mulți suntem tentați cu independența, cu dorința de a spune tatălui nostru, sunt cineva. Cu dorința de a spune mamei mele, mai hotărăsc și eu. Mai iau și eu decizii. Iosif, du-te la frații tăi. Au nevoie de hrană și vreau să-mi aduci vești de la ei. Dar tată, este periculos, mă urăsc, nu spun nicio vorbă bună. Du-te!
Tată, lasă-mă puțin să mă îmbărbătez. Iosif nu spune, iată-mă, sunt gata. Aș vrea să te întreb, când a fost ultima dată, când la o cerere, la o dorință a tatălui sau a mamei tale, ai spus, iată-mă, sunt gata? Nu! Mai stai puțin, nu imediat, nu mai așteaptă puțin. Sunt ocupat acum, am problema aceasta. Aș vrea să te întreb, cu sinceritate, când ai spus ultima dată, iată-mă, imediat, sunt gata să împlinesc ceea ce tu dorești? Iosif nu avea Noul Testament, copiii ascultați de părinții voștri, și nu avea nici măcar legea gravată pe piatră, dar în străfundul inimii lui, în străfundul inimii lui, era cuvântul, cinstește pe tatăl tău. Era format pentru Dumnezeu. Iosif îl cunoștea încă din pruncie pe Dumnezeu și se duce la frații lui și știm ce s-a întâmplat cu această ascultare urmată de multă suferință. Cred că este un prilej și un moment în care să ne evaluăm ascultarea noastră față de părinți. Iată-mă, sunt gata. Pune pe primul loc cinstirea față de tatăl său, față de părinții care au dat viață. Integritatea în puritate. 2 Timotei 2,22. Fugi! Fugi! Fugi de? Fugi de? De ce? De poftele? Fugi de poftele tinereții tale. El nu avea cuvântul, nu avea Biblia. De unde îl cunoștea? Cum se justifică el înaintea acestei mari provocări a vieții lui? Cum să fac acest rău mare înaintea lui Dumnezeu? Cum să mă pângăresc? Cum să fac eu acest lucru așa de urât? N-avea o mărturie prea confortabilă în urma sa, înaintea sa. Frații lui mai cochetaseră. Tatălui a fusese mai multe neveste, însă realitatea din viața lui era Dumnezeul de care asculta. Dumnezeul cu care se sfătuia. Dumnezeul căruia îi spunea toate problemele. Și ieșea biruitor. Știa foarte bine că păcatul acesta poate să-l despartă de părtășia, de relația cu Dumnezeul lui. Știau și ceilalți. Știa și vrăjmașul și încerca acest lucru. Însă Iosif iese biruitor. Iosif mai adaugă o cărămidă aceasta a integrității în caracterul său și drept răsplată, în loc de laudă, în loc de bravo, ce primește? Temniță, suferință, smerenie. Însă la vremea lui Dumnezeu urma să fie înălțat. Te-ai întrebat de multe ori, poate am această relație, până unde pot merge cu ea? Am această prietenie. Cât pot să jonglez în aceste cuvinte, în aceste legături, fără ca să păcătuiesc? Iosif n-a făcut așa. El a hotărât să fugă și a fugit și a ieșit biruitor. Luați seama la acest lucru. Este așa de important. Mi-amintesc în urmă cu vreo 23 de ani stăteam împreună cu un frățior. Ne întorsesem la amândoi și eu și el din lume. Și amândoi eram atât de profund răniți de păcatele în care trăiseră. Și împărtășia pe care aveam unul cu altul, ziceam, ce să fac? Așa de criză de moralitate și așa belșug de nudit, așa. Ce să facem? Cum să ne apărăm noi? Și ne rugam și spuneam unul, uite, eu stau în spatele autobuzului, nu mă uit în nicio parte. Eu merg cu capul în jos, eram veniți din lume. Probabil că cei care sunteți veniți din lume știți confruntările acestea. Și ziceam, vrem să fim biruitori, vrem să nu mai fim ispitiți, vrem să nu mai cădem. Și ne rugam, cum mai veneam acasă, cum e, cum ai reușit? Bă, biruință, har! Mai veneau altă dată în care eram mâhniți, eram supărați, cum e? Am căzut. Rugăciune pe genunchi. Și la genunchii noștri, pe urmele genunchilor noștri lângă ei, de multe ori erau lacrimi, erau picături. Doamne, cum am putut să fac lucrul acesta? Doamne, cum am lăsat gândul acesta? Doamne, cum m-am întinat? Doamne, cum am privit? Doamne, cum am gândit? Mă mai ierți, mă mai primești? Și venea întotdeauna îndurarea lui Dumnezeu și ne ridica. Și era har și era belșug. Iosif! Iosif este un model pentru fiecare dintre noi. Iosif nu a avut Biblie, nu a avut adunare, nu a avut părtășie, nu a avut frați, dar a avut ceva, a avut un Dumnezeu de care s-au temut, pe care l-au ascultat, pe care l-a iubit. Un Dumnezeu care era o realitate mai mare decât frații, mai mare decât adunarea, mai mare decât biserica. Era un Dumnezeu care ținea loc de orice.
integritate în toate lucrurile. Integritatea în viața lui Iosif i-a adus bunăstare. Dintr-un nimeni ajunge al doilea după faraon. Faraon îi spusese: nimic nu se va mișca în acest în Egipt, în această împărăție, fără voia ta. Ai fost ispitit vreodată să te lepezi de Dumnezeu în bunăstare? Iosif a fost și el ispitit să se lepede de Dumnezeu. Este ușor să te lepezi de Dumnezeu când ai de toate, când n-ai nevoie de nimic, când îi spui de toate, însă Iosif a zis: nu eu, Dumnezeu m-a pus aici, Dumnezeu m-a ridicat, lui dau socoteală, nu eu. Totul pentru el era Dumnezeu. Totul pentru el era Dumnezeu. Ai fost odată ispitit cu acest lucru, să te îngânfi că ești cineva, sunt inteligent, știu să cânt bine, știu să coordonez, știu să fac multe lucruri bune, sunt cineva? Iosif a zis: nu, Dumnezeu m-a pus aici, Dumnezeu m-a făcut domn peste țara Egiptului. Cum reacționăm noi ca și tineri în toate aceste ipostaze? Integritatea în dragoste fraților lui, care le-a făcut atâta rău, care au făcut atâta rău, care au vrut să-l ucidă, care plănuiseră să-l ucidă, le pregătește o întâlnire de dragoste cu multe lacrimi. Îi ia în brațe și plânge de se cutremură tot Egiptul, tot faraon, așa, a auzit faraon. Ce om a fost Iosif acesta? Ce a avut el în el? El nu mai trăia pentru el însuși, el trăia pentru Dumnezeul cel viu. El trăia pentru Dumnezeul căruia îi slujea cu toată inima. El avea gândul lui Hristos, el știa că toate lucrurile, așa cum spunem noi, lucrează spre bine. Cum ne confruntăm noi în situațiile noastre, în încercările noastre? Dăm slavă lui Dumnezeu. Dăm întâietate lui Dumnezeu, ne încredem în El, așteptăm cu răbdare răspunsurile de la El. De ce Daniel? De ce Daniel? Haideți să ne gândim puțin la el. Vreo 15 ani, și el dus de departe, și el smuls cu brutalitate din Ierusalim, din casa părintească, și el atât de confruntat cu izolarea, cu neputința, cu durerea. Spune: am hotărât să nu mă spurc. Am hotărât să iau această decizie, să nu iau nimic din bucatele alese de la masa împăratului. Auziți? Bucatele cele mai scumpe, cele mai bune de la masa împăratului și vinul cel bun, el zice, sunt pentru mine o pricină care mă vor duce într-o robie spirituală. Era rob fizic, dar era liber spiritual. Asta pentru că atunci când era acasă, a hotărât să fie rob al lui Dumnezeu. Asta pentru că atunci când era acasă, a hotărât, vreau să-i slujesc lui Dumnezeu. Era rob fizic, dar era liber spiritual. Noi suntem liberi fizic. Suntem de multe ori însă robiți și trebuie să recunoaștem aceasta. Am luat decizia aceasta ca și el. 10 zile, nu internet, 10 zile, nu Facebook, 10 zile, nicio întâlnire de distracție creștină, de creștinească. 10 zile numai cu Dumnezeu. Să văd cum sunt după 10 zile. Vei fi mai gras, vei fi mai roșu în obraz decât toți ceilalți. Am nevoie de asta ca să fiu puternic, să fiu inteligent. Dumnezeu i-a spus lui Daniel: nu te voi face de 10 ori mai inteligent decât ceilalți. Și așa a fost. Ai nădejde aceasta în Dumnezeu? Te-ai hotărât pentru El? S-ar putea să faci parte din adunare. S-ar putea să fii copil de credincioși. Te-ai hotărât pentru El? Ai hotărât să nu te spurci? Ai hotărât să nu-L necinstești pe Dumnezeul tatălui tău? Ai hotărât să fii împreună cu El? Ai hotărât să-I dai viața Lui? Te-ai hotărât pentru Dumnezeu? Este viața ta o mărturie pentru mine? Este viața ta o mărturie pentru ceilalți? Este viața ta o mărturie pentru Dumnezeu? Integritatea este ceva normal pentru fiecare dintre cei care spun că sunt credincioși. Amin. Amin.